ce ați venit astăzi la biserică? Pentru să vedem pe Maica Domnului din Guadalupe. Eu sunt ortodoxă, dar cam suntem de aceeași credință cu catolicii și îmi pare foarte bine. M-am adus să mai dau telefoane, să mai vină și alți credincioși o să vadă. Eu am adus, adică noi, Asociația Darul Vieții, am adus icoana de la Timișoara. De ce am adus-o? Este o icoană pelerină. Și cred că asta este misiunea ei, să meargă printre oameni și să îi convertească. Icoana de la Guadalupe, Sfânta Fecioară de la Guadalupe, are o misiune mai specială, este patroana copilașilor nenăscuți. După apariția ei în Mexic, ea a spus că a venit să curme acest flagel al vremurilor noastre, avortul, și noi în intenția aceasta am adus-o pentru a reuși să transmitem mesajul și în alte orașe, de la Timișoara în toată țara. O să mergem și prin București, prin Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, o serie de orașe și ne întoarcem săptămâna viitoare, duminică, în Timișoara. Deci 2 săptămâni de periplu, să zicem așa. Și ieri am fost la Oradea, astăzi este a doua zi și sperăm să vină cât mai mulți oameni, să vedem că lumea trăiește cu noi acest eveniment. Închinăm la icoana Maicii Domnului. Tot așa. Pentru problemele noastre. Ați venit să vedeți icoana care a fost icoana și avem și noi problemele noastre. De boa sănătate și de am venit. Dumneavoastră? Tot așa ceva. Să ne închinăm, să slăvim pe cel care a îngăduit toate acestea și să dăm laudă. Avem Sfânta Icoana, Fecioara Guadalupe, adusă de la Mexic. Și dumneavoastră? La fel. Nu prea aude dânsa. Pentru sănătate, pentru copii, pentru familie, pentru tot. Cine poate da Domnul? Toată lumea pentru cine vine sărașă. Ajute Dumnezeu să ne meargă mai bine, să ne dea sănătate, la familie, la părinți, la copii. Cam toată lumea, cam pentru așa ceva vine.